despre ploi. Și acum i-am ajutat la podul înalt. Cred că au plecat acolo și vin despre ploi. Acum am ieșit cu inimă, am venit pe locuire. Ce-ai pățit? Mai ai un somn? Am un și șase noapte. Aolea! De ce? Am făcut niște apă. Ai pus la fabrică? Neață, măi, ce matinal ești, mă? N-au spus că a pus la fabrică. Vezi că doamna nu vine. Nu vine? Nu vine, nu. Vezi că faci, mă opresc pe mine acolo la obor unde, e, unde sunt microbuzele alea. Să dau ceva la cineva și da. Plecăm. Nu, 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 nu mă dau de cineva. Ce treabă avea tatu Marier cu stibuitorul? Cu stibuitorul? Uh-huh. Nu știu. Nu te-a mai sunat? Când m-a sunat pe mine, zice, Gigi, unde ești? Păi zic, la brase. Păi de ce? În gândul meu, de ce? Păi aveam nevoie de stibuitor. Nu știu. Lucian îl încarcă pe ăsta, pe zipzac. Pe cine, mă? Pe zipzac. Bine. Nu mai luăm pe ei pe acolo? Că nu mai luăm pe aia. Zice, bine, las că-l sun pe el. Sun. După aia m-a sunat ca să dea foc la fabrică. Eu? Mă sună când nici nu plecasem de la braț, zice, a stins mă focul. Zic, ce foc? Cum mă, zice, a dat foc acolo la hârtiile alea, la containerul ăla și a luat. Nu știu. Zice, bine, las că-l sun pe Lucia. Sună. Și astea să învețe minte, mă. A dus cutia aia plină cu lumeguș acolo și cartonul la care nici n-ai intrat în bospaletul ăla. Dar de ce nu le-a dus la ei? De ce le-a duce acolo? Era plină de ulei, Gigele, și a ars uleiul la cadrat. Păi cred. Bă, și le-am zis, domne, nu vă face note să ia foc. E de finanțierea. Da, da, da. Era fiera aceea în față și...